Comisia paritară de la nivelul complexului energetic Oltenia va decide la ședința următoare cum se va acorda cota de combustibil pentru angajații companiei. Managerul complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, spune că trebuie să se ia o decizie cât mai rapidă în acest caz, pentru ca angajații entității energetice să beneficieze de cota de combustibil în luna septembrie. Ședința Comisiei Paritare dintre Sindicate și Administrația Complexului Energetic Oltenia va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Cu această ocazie se va discuta o problemă care îi macină pe angajații CEO și anume cota de combustibil. Comisia Paritară de la sfârșitul săptămânii este, să spunem, faza a doua, pentru că ne-am mai întâlnit odată cu partenerul social și are ca scop găsirea de soluții în primul rând pentru rezolvarea uneia dintre cerințele salariaților care se numește cota de cărbune. Se va trebui, dacă ne decidem să o dăm, să ne decidem foarte repede să încercăm să organizăm începând chiar din luna august, pentru ca să fie timp suficient să nu se aglomereze, ca această cotă să poată fi repartizată până în septembrie-octombrie, când este util salariaților. Liderii de sindicat au solicitat cu ocazia ultimei întrevederi creșterea cotei de cărbune de la 10 la 12 tone de lignit.